Salutare, prieteni! Avem un iepuraș care este balonat. Ăsta este un episod dedicat tratării și să sperăm scăparea iepurașului balonat. După cum îl vedeți, burtică mare, umflat. Iar noi încercăm să-l tratăm. Cum putem să facem asta? O să-i facem o clizmă, apă cu săpun. Aici avem într-o ceașcă apă călduță împreună cu săpun. Seringa mea pe care o am special făcută pentru clizmă este mina aceea de pix, care tubul de unde se ține. Iar aici este făcut în așa fel încât să comunice cu seringa. Tragem undeva la 10 ml. Da? Avem 10 ml. Luăm iepurașul, ridicăm codița și încercăm să îi administrăm pe fund. Această substanță folosită este un pic greu, dar e greu și pentru el. Vedeți? Vino un pic mai aproape. Vladi, mai aproape. Așa. După cum vedeți, fecalele sunt deja moi. El cumva s-a ajutat ca să se elimine. Abdomenul este moale, crotinele încă nu sunt întărite. Așadar, șansele sunt mult mai mari la el. Îi facem un masaj după ce aplicăm, după ce introducem această clizmă și lichidul. Facem un masaj, iar noi nu putem să facem altceva decât să-l dăm drumul pe jos. Hai să filmăm și iepurașul. Așa. El normal ar trebui să elimine și eventuale crotine, dar și mucozitățile pe care el le are pe intestin. Acum îl urmărim, o să fie o perioadă de 5-10 minute să-l urmărim. După aceea o să trebuiască să-l ajutăm și cu erofloxacină direct pe gât, 2 ml în prima zi și administrăm și a doua zi 1 ml și a treia zi iarăși 1 ml. Și normal ar trebui să scăpăm, este singura soluție care ne ajută. Însă vom vede. Totuși aș vrea să prind momentul în care el ar trebui să elimine ce are în burtic. Faptul că e liber este și mai bine. Dacă aveți iepuraș balonat, încercați să-i țineți liber pe jos, pentru că mișcarea îi ajută. Doamne ajută! Salut, Vladimir, el este ajutorul meu la deblocarea iepurașului. Vladi, hai să vedem dacă iepurașul a eliminat. Ia vezi acolo și în spate, merge aproape, acolo la codiță, să arătăm la băieți. Ia. Uite așa, să nu stăm în lumină. Uite așa,
Uite, iepurașul a eliminat și noi sperăm să fie tot ok. Nu-i așa, Vladi? Da. Și să salvăm iepurașul. Adevărat. O să-i administrăm pe gât și niște aerofloxacină. Da. Ca să-l ajutăm. Dar cel mai bine și cel mai bine e ca să avem o perioadă de o oră cel puțin în care să-l avem liber pe jos. Adevărat. Hai să vedem ce îi dăm pe gât. Să filmăm un pic și medicamentul. E pe masă acolo. Să le arătăm la băieți. Se numește aerofloxacina. Noi deja avem tras aici un mililitru și jumătate. Eu o să iau iepurașul și o să vedem cum îi dăm pe colțul gurii. Luăm de ceafă, un pic de urechi, aici. Îi băgăm seringa pe colț, pe colțul gurii. Apoi îl lăsăm pe jos. Și vedem ce mai face. Hai să vedem un pic aici, Vladi. Ești în lumină. Uite, ar trebui să stai așa. Aici. Așa. E o crotină tare. Aici. Da. Și aici se vede. Masajul la burtică îl ajută foarte mult ca el să elimine acel dop. Și noi o să îl mai ajutăm. Cum se face acest masaj? Mâna pe dedesubt și îi masă în burtica. Părerea mea e că are șanse foarte mari ca el să fie din nou bine. Uite, aici mai putem să vedem. Iarăși. O să mai tragem un pic de apă. Un pic de apă cu săpun. Cu săpun. 5 ml, 6. Ridicăm pe codița și aici la fund. Cât. Laur, da. Ți-a mai spus cineva vreodată că ești cel mai șmecher? Nu știu. Tu mi-ai zis acum. Bebi, sperele pentru cine le-ai pus? Alina. Noi îl lăsăm în pace și undeva într-o oră ar trebui să fie mult mai bine iepurașul nostru. Încheiem acest clip. Salutări de la mine și de la Vladi.